La începutul ședinței de astăzi a fost păstrat un moment de reculegere în memoria una dintre dascălii care a plecat la ceruri în urmă cu doar câteva zile. Departe de a putea spune că au fost găsite soluțiile pentru cele mai importante probleme din învățământul mehedințean, întâlnirea de astăzi a fost însă una de reevaluare a situației actuale din învățământ. Nemulțumiri sunt multe. Treptat vor fi căutate soluții pentru aceste probleme, susțin sindicaliștii. În caz contrar, aceștia sunt dispuși să organizeze mai multe proteste pentru a-și striga nemulțumirile. Principalele persoane care trebuie să fie acolo ar fi noi lideri de sindicat, în primul rând. Am putea organiza pe data de 4 octombrie. Pe 5 octombrie știți că este Ziua Internațională a Educației. Pe 4 octombrie am putea organiza o pichetare la prefectură, bineînțeles, în cazul în care ne vor aproba acest demers. Zona rurală are o mare problemă. Cei care sunt din mediul urban de aici și fac naveta, această navetă nu se decontează, deși primările sunt obligate, conform legii educației, să deconteze naveta cadrului didactice. Însă nu o fac. Avem procese cu ei pe această speță și tot nu înțeleg. Până la executarea asilită nu vor să acorde acești bani, din păcate. Solicităm guvernului să schimbe acest mod de plată și să vină banii prin Ministerul Educației de la inspectorat, ca să putem să nu mai tragem atât de timp prin primării, care nu ne avantajează pe noi. Credeți că aceasta este principala problemă pentru care anumiți dascăli nu se grăbesc să ocupe acest loc? Da. Păi gândiți-vă, mai ales dacă este debutant și un salariu este de 700 de lei, cel puțin 300-400 de lei îi dă pe navetă. Cu ce să mai rămână? Pentru ce să meargă nu știu unde la 70-80 de kilometri de reședință? Cât estimați că ar trebui să fie salariul decent ca să ajungă totuși în acest? E greu de spus un salariu decent, dar ca să poată să meargă acolo, ar trebui cel puțin să primească în jur de 1400-1500 de lei. Trebuie văzută însă și partea plină a paharului. Chiar dacă salariile din învățământ nu sunt foarte mari, totuși guvernul le-a reîntregit veniturile dascălor așa cum ni s-a promis. Care ar fi plusurile de anul acesta pe care le resimțiți dumneavoastră la nivelul situației de aici din Mehedinţean? Plusurile, și trebuie să o recunoaștem, dincolo de recuperarea unei părți din salariu care a fost diminuat, mai este și faptul că s-au, așa cu eforturi făcute la nivelul județului Mehedinți, unitățile de învățământ se prezintă cât de cât acceptabil pentru desfășurarea procesului instructiv educativ. Și aici trebuie să recunoaștem că mai sunt unele probleme, dar din acest punct de vedere vreau să vă spun că este de apreciat. La ședința de astăzi au fost prezenți pe lângă liderii de sindicat din Mehedinți și câțiva zeci de dascăli.